Geamandurile acestea cu cruce pe ele reprezintă o idee fistichie, pentru că, din punct de vedere teologic, nu își ating scopul. În creștinism, crucea este un simbol al nădejdii spre înviere. Toți creștinii își pun cruce la mormânt pentru a aștepta învierea lui Hristos, nu ca simbol al morții. Așadar, s-a ratat epic semnificația crucii pe care domnul Arafat probabil o vrea pe post de sperietoare de anunțarea morții. Din punct de vedere ingineresc, iarăși este un fiasco, pentru că am înțeles că aceste cruci sunt făcute din polistiren. Oricine a văzut vreodată valurile mării știe că polistirenul se crapă și la un simplu bobârnac. De altfel, una dintre geamanturi deja s-a rupt.